telespectatori. Distracția este la ea acasă, aici, la Pro TV, împreună cu inegalabilul Cabral. Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am găsit la Ce spun românii! Iată-ne aici, din nou, seara de seara cu distracție de calitate pentru întreaga familie și alături de fiecare dată de două familii puse pe treabă. În această seară se întâlnește familia Drăghici cu familia Istrate. Pe Drăghici îi știți deja, ei au luptat și iată-i acum ajungând la cea de-a cincea ediție în care pot câștiga o mașină de familie cel puțin spectaculoasă. Sunt aici, sunt zâmbăreți și sper să se descurce foarte bine. Mă bucur foarte mult că am primit foarte multe scrisori, mail-uri, telefoane de la voi prin care ne-ați spus că vreți să participați la emisiune. E un semnal foarte bun pentru noi și vă așteptăm cu drag de fiecare dată și cu toată familia. Știți deja cum funcționează concursul? Căutăm cele mai populare răspunsuri la fiecare dintre cele 6 întrebări pe care le jucăm în fiecare seară aici. Răspunsurile sunt date în primul rând de acei 100 de români, dar apoi cele două familii încearcă să le dibuiască. Răspunsurile cele mai populare sunt acolo pe panou și ele punctează cel mai bine. Așa că să înceapă jocul, doamnelor și domnilor! În colțul roșu cu 4 victorii la activ, familia Drăghici, condusă de ucigașul de șaurme, Alexandru! Te rog frumos, având în vedere că ești capitanul, să ne prezinți restul echipei. Logodnica mea, Marina. Bună, Marina. Bună. Mama mea, Alice. Bună, Alice. Și mătușa logodnicei mele, Elena. Bună, Elena. Emoții? Foarte mari. Din ce în ce mai mari. Din ce în ce mai mari este? Din ce în ce mai mari, da. Miza e mare. Da, bineînțeles. Ați văzut mașina? Am văzut-o, da. Superb. Bineînțeles. Eu vă doresc și vă urez paftă. Mulțumim. Baftă, 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 baftă. În cealaltă parte, în colțul albastru, familia Istrate! Capitanul echipei cu un zâmbet de Hollywood. Alexa. Alexa. Da. Eu sunt fata. Vă prezint și familia? Te rog frumos. Așa. Ea este mama, Daniela, fratele Mihai și verișorul Adi. Adrian, salut! Da? Să rămână, să rămână, salut, salut! Bine ați venit la noi! Bine v-am găsit! Sunteți deciși să câștigați! Da! Sigur câștigați! Tot! Asta contează! Da! Eu vă doresc și vă urez baftă! Fie, fie! Foarte zâmbăreți, foarte simpatici! Va fi un joc interesant! Începem? Da! Începem? Da. Întrebarea numărul 1. Alexa versus Alexandru. Să vedem câte răspunsuri avem. 7 răspunsuri. Gata? Imediat, o secundă. O alege special. O secundă, imediat. Doar o secundă. Am întrebat 100 de români. Ce meserie v-ar plăcea să aibă o rudă apropiată? Dansator. Bun. Hai să vedem ce spun românii. Nu! Nu dansator. Da. Te ascult. Director. Director. Hați. Da. Că cine știe? Să vedem ce spun românii. Daniela. Profesor. Frumos. Să vedem ce spun românii. Marina. Medic. Medic. Să vedem ce spun românii. Oh, foarte bine! Marina, foarte bine! Jucați sau pasați? Ce facem?
Pasă. Pasați. Da. Pasează. Să jucăm. Mihai, am întrebat 100 de români. Ce meserie v-ar plăcea să aibă o rudă apropiată? O senator. Aia e tată. Păi ne bate în joc. Păi normal, direct. Uite așa să deschid ușile, uite așa. Toți ar dori să aibă. Păi nu? Măcar 2-3 acolo. Da, da. Să vedem ce spun românii. Iată! Se putea. Mai bine, mă? Adi, am întrebat 100 de români. Ce meserie v-ar plăcea să aibă o rudă apropiată? Polițist. Unchiule, hai repede până aici. Nu, eram cu 200 și... Asta te gândești, nu? Hai să vedem. Foarte bine! Foarte bine! Alexa, am întrebat 100 de români. Ce meserie v-ar plăcea să aibă o rudă apropiată? Actor. Actor? Actor. Da? Da, da. Crezi că românii au răspuns actor? Să apară la televizor, să joace în telenovele, să... Poate că da. Da? Hai să vedem. Vezi, nu, cu artiștii nu. Românii merge. Cred că sunt mai pragmatici, cred, nu știu, da. Daniela, instalator. Am întrebat 100 de români. Ce meserie v-ar plăcea să aibă o rudă apropiată? Instalator. Gicule, vino repede, că am apa până la genunchi. Vino încoace, că plutesc covoarele persane. Vino încoace repede. Prietenul are nevoie să pune ruda. S-ar putea, nu știu. Să vedem ce spun românii. Nu! Nu asta! Familia Drăghici, gândiți-vă bine! Mihai, am întrebat 100 de români. Ce meserie v-ar plăcea să aibă o rudă apropiată? Avocat. Avocat. Da. Tot bravo. Pe sistemul, frate, ajută-mă, trebuie să scap. Gogule, da. Am făcut-o pe asta, vină cu acea. Exact. Ce? Mi-a casa mașina și tot, vină repede. Primul e polițistul. Da, da, da. Ce anume? Primul e polițistul, după aia e avocat. Mare familia, a? Da. Parlamentarul și avocatul. Da. Atențiune la atât. Să vedem ce spun românii. Foarte bine, avocat, foarte bine. Adi, am întrebat 100 de români. Ce meserie v-ar plăcea să aibă o rudă apropiată? Cântăreț. Artist. Aoleu, Adi, vezi că... Ce e, Alexa? Eh, dansator, actor. Nu e treaba. Asta. Hai să vedem ce spun românii. Nu! Nu! Bine! Bine! Bravo. Merg acum către familia Drăghici. Elena. Electrician. Alice. Inginer. Marina. Pas. Stai. Gândește-te bine. Pritocești-o. Ce meserie v-ar plăcea să aibă o rudă apropiată? Inginer. Inginer. Da. Altceva, tată? Păi nu. Pod la casa omului. Păi da. O cale ferată. Să vedem ce spun românii. Nu, nu inginer, ci câștigă prima rundă familia Istrate. Felicitări. Doamne, ce rânjiți sunteți. Foarte simpatici. Haideți să vedem răspunsul cu numărul 7. Deci trebuie să vorbim. Păi cum? Păi n-ai tu un ministru pe care să-l suni? Frățică! Păi cum să le iei cu frățică pe un ministru? Păi atunci ești alfa și omega vieții urbane. Ce să mai... Răspunsul cu numărul 3. Atansion. Păi cum să nu vă gândiți voi? Păi un card de cumpărături cu dobândă 0,87 de rate în 274 de ani. Ca focul mergea. Răspunsul cu numărul 2. La dentist. Atansion, președinte! Să nu te gândești la președinte. Asta, da. Care e șeful la toți șefii cel mai șmecher dintre șmecheri? Bosul la toți boșii din lumea asta. Președintele! Păi se poate așa ceva? Hai, Daniela, vină încoace. Hai, Marie. Să vedem câte răspunsuri avem.
6 răspunsuri. Am întrebat 100 de români ce obiect vestimentar sau accesoriu se vinde la pereche. Te ascult? Șosete. Șosetele vin la pereche, să vedem ce spun românii. Răspuns preferat, foarte bine, Daniela. Spune-mi, jucați sau pasați? Jucăm. Jucați. Da. Joacă. Hai să jucăm. Mihai, am întrebat 100 de români. Ce obiect vestimentar sau accesoriu se vinde la pereche? O pantofi. Pantofi. Just. Foarte bine, pantofi, foarte bine. Adi, am întrebat 100 de români. Ce obiect vestimentar sau accesoriu se vinde la pereche? Boxer sau chiloți? Eu așa cumpără. Da, dacă e mai mult, e mai ieftin, așa e. Dar box. Serios? Mi-ai zis boxer cumva? Adică îți dă crahul drept și crahul stâng? Nu, Adi, nu. Iei tu la ofertă 1 plus 1, dar să știi că nu se vând la pereche. Alexa, da. Am întrebat 100 de români. Ce obiect vestimentar sau accesoriu se vinde la pereche? Mănuși. Mănuși. Iată. Să vedem ce spun românii. Foarte bine, foarte bine. Daniela, am întrebat 100 de români. Ce obiect vestimentar sau accesoriu se vinde la pereche? Cercei. Cerceii se vând la pereche. Hai să vedem. Cercei! Foarte bine, mă aveți două răspunsuri, Mihai! Am întrebat 100 de români. Ce obiect vestimentar sau accesoriu se vinde la pereche? O... bretele. Bretele. Crezi tu că s-au gândit ai noștri la bretele? Păi, nu știu, ar trebui să, dacă porți o pereche de ceva, sunt o pereche de bretele. O pereche de bretele. Cu ele. Să vedem ce spun românii de bretele. XX! Familia Drăghici are acum șansa să se sfătuiască. Adi, am întrebat 100 de români. Ce obiect de ce răspunde? Ce obiect vestimentar sau accesoriu se vinde la pereche? Papuci. Papuci! Papuci. Șlapi. Papuci. 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 Cash, nasola lui, să vedem ce spun românii. Papuci, foarte bine! Foarte, foarte bine! Alexa? Greutatea întregii luni stă pe umerii tăi. Mai ales pe stângul. Am întrebat 100 de români. Ce obiect vestimentar sau accesoriu se vinde la pereche? Brățări. Brățări? Crezi tu că brățări? Nu, nu cred. Nu! Nu asta! Să vedem, familia Drăghici, Elena! Verghetele. Alice. Teneșii. Marina. Adidași. Nu te grăbi. Nu te pundi grăbă. Stai liniștit un pic. Gândește-te bine. Adidași. Crezi tu? Adidas, tenis, ce-o fi? Hai să vedem. Hai să vedem. Ce spun românii? Nu! Nu asta! Și câștigă familia Istrate această rundă! Dragii mei, aveți de luptat pentru o mașină. Lăsați acum alte nebunii, concentrați-vă. Haideți să vedem răspunsul. Cu... pariază cineva? Nu. Nu, a? Nici o idee? Lentile. Ți-ai luat tu filmul ăsta, nu te mai dai. Verighete. Răspunsul cu numărul 4. Sandale. Și partea incredibilă este că la voi s-a spus verighete. Am spus eu. Tu ai spus verighete.
Dar trebuie să spui. Luăm o pauză scurtă și revenim cu Istrate și Drăghici în lupta secolului, aflând ce spun românii. Doamnelor și domnilor, să aflăm ce spun românii, așa cum facem de astăzi, în al doilea sezon, în fiecare seară. Familia Istrate! Față în față cu familia Drăghici! Cea de-a treia întrebare. Alice. Și Mihai. Scuze. Suntem mulțumesc. Să vedem câte răspunsuri avem la această întrebare. 8. Am întrebat 100 de români. Doamne ferește! Cărui animal nu ați vrea sub nicio formă să-i faceți respirație gură la gură? Sconks. Să vedem ce spun românii. Sconks! Foarte bine! Foarte bine! Jucați sau pasați? O pasăm. O pasați. Da. Hai că au pasat-o. Hai la treabă. Elena, am întrebat 100 de români. Cărui animal nu ați vrea sub nicio formă să-i faceți respirație gură la gură? Cârtița. Cârtița. Nu cârtița. Alexandru, am întrebat 100 de români. Cărui animal nu ați vrea sub nicio formă să-i faceți respirație gură la gură? Porcului. Porcului, da. Porc! Marina, am întrebat 100 de români. Cărui animal nu ați vrea sub nicio formă să-i faceți respirație gură la gură? Câinelui. Nu? Nu. Eu una nu i-aș face. Să vedem ce spun românii. Nu cred că e. Câine! Foarte bine, e pe panou. Alice, am întrebat 100 de români. Cărui animal nu ați vrea sub nicio formă să-i faceți respirație gură la gură? Pisica. Pisica. Mai ales după ce degustă un peștișor ceva. Să vedem ce spun românii. Cel de-al doilea X. Nu. Familia Istrate, aveți dreptul și șansa să vă sfătuiți. Am întrebat 100 de români. Cărui animal nu ați vrea sub nicio formă să-i faceți respirație gură la gură? Șoare. Șoarecului. Ar putea fi șoarecele. Să vedem. Ai emoții? Și eu am emoții pentru voi. Să vedem ce spun românii. Nu șoarecele, nu șoarecele. Familia Istrate, Adi. Pește. Mihai. Șobolan. Daniela. Crocodil. Nu te grăbi. Din ce au zis ei? Nu. Nu. Din orice, nu te grăbi. Poate din orice. Peste de părerea noastră. Gândește-te bine. Am întrebat 100 de români. Ai greșit. Cărui animal nu ați vrea sub nicio formă să-i faceți respirație bușon a bușon? Voaie. Tu ce vrei cu oaie? Miroase urât. Nu trebuie să dorm cu ea, trebuie doar să o salvezi, săraca. Să se descurce, a? Da. Să se descurcă. Da. Nu! Nu aia! Și câștigă familia Drăghici această rundă! Primele puncte care vă intră în cont. Marina, mi-aș dori să-ți văd zâmbetul mai des. Hai la să vedem. De puncte. Să vedem. Să vedem răspunsul cu numărul 8. Broasca! Răspunsul cu numărul 7. Răspunsul cu numărul 6. Cine a spus crocodil? Mama. Tu ai spus crocodil. Da. Să nu mă bat. Acasă. Răspunsul cu numărul 3. Șobolan. Șoricolan. Cine a zis șoricolan? Aici.
Eu. Am crezut că șoarecele cu șobolanul o să intre în aceeași categorie și n-am zis. Răspunsul cu numărul 2. Șarpe. Era greu? Nu era greu, le știam pe toate, dar... Asta e viața. Asta e viața. Da. Haideți să trecem la o întrebare cu puncte duble. Hai, Adi, că ai plecat bine. Hai, Elena. Să vedem câte răspunsuri avem la această întrebare. 7 răspunsuri. Am întrebat 100 de români. Ce sunt oamenii dispuși să dea la schimb pentru altceva? Te ascult? Bani. Bani. Să vedem ce spun românii. Bani. Foarte bine. E pe panou. Elena. Aur. Aur. Să vedem ce spun românii. Nu. Nu la aur s-au gândit. Jucați sau pasați? Nu, o pasăm. O pasăm. O pasează. Dacă o pasează, hai să jucăm aici. Am întrebat 100 de români. Ce sunt oamenii dispuși să dea la schimb pentru altceva? Mașina. Mașina. Ok. Dau la schimb cu... ce-o fi, nu știu, găsim, ne înțelegem. Mi-era frică să-mi spui iar. Mașina. Să vedem ce spun românii. Marina. Da. Am întrebat 100 de români. Ce sunt oamenii dispuși să dea la schimb pentru altceva? Dar, nu știu, o brățară, ceva. Hai să vedem ce spun românii. Nu. Nu. Familia Istrate, aveți șansa să vă sfătuiți. Alice. Am întrebat 100 de români. Ce sunt oamenii dispuși să dea la schimb pentru altceva? Viața. Wow. De ce râdeți, mai vorba de sacrificiu? Poate nu-i pe panou, dar așa ca idee frumos. Doamne ferește, ai probleme cu cineva din... Hai să vedem ce spun românii. Nu! Nu, nu viața. Nu viața. Familia Istrate, Adi. Obiecte. Mihai. Haine. Daniela. Flori. Nu te grăbi. Haine. E o idee. Să vedem ce spun românii. Pa. Haine! Foarte bine! Și câștigați această rundă! Câștigă familia Istrate! Se pare că e o întrebare care a ridicat ceva probleme. Cam da. Pentru că, iată, avem doar 2 răspunsuri din 7. Hai să vedem răspunsul cu numărul 7. Bijuterii. Timbre. Mai sunt. Știi colțarele de pe vremuri? Da. Să vedem răspunsul cu numărul 6. Hai, mă! Tu nu dai credit de vizită. Nu? Răspunsul cu numărul 5. Păi nu-i dai cărți la schimb. Răspunsul cu numărul 4. Nu? Da, dar nu ne-am gândit. Nu? Nu v-ați gândit la un semn de întrebare. Răspunsul cu numărul 2. O întrebare cu mai multe răspunsuri. Cumva păcălitoare întrebarea, da. Nu? Cam da. Rău de tot. Întrebarea cu numărul 5, Alexa și Alexandru, haideți în față, vă rog frumos. Să vedem câte răspunsuri avem la această întrebare. 6. Ok? Da. Punctele-s duble, știți, da? Am întrebat 100 de români. Ce ar putea o femeie să găsească atrăgător
La Robin Hood. Arcul. Să vedem ce spun românii. Arcul. Te ascult. Mușchi. Mușchi? Să vedem ce spun românii. Fizicul, mușchi, foarte bine. Dar aveți un răspuns mai bine plasat. Alexa, jucați sau pasați? O pasăm, se pare. O pasați, se pare. Se pare că o pasează. Să o pasăm și noi. Marina, am întrebat 100 de români. Ce ar putea o femeie să găsească atrăgător la Robin Hood? Curajul. Curajul. Just. Foarte bine. Răspunsul favorit. Excelent. Alice, am întrebat 100 de români. Ce ar putea o femeie să găsească atrăgător la Robin Hood? Bărbăția. Ok. Eu nu o să spun nimic. Nu voi adăuga nimic. Mă întorc la panou și o să zic ce spun românii. Nu mă așteptam. Elena, am întrebat 100 de români. Ce ar putea o femeie să găsească atrăgător la Robin Hood? Felul lui de a fi. Felul lui de a fi. Să vedem ce spun românii. Nu, nu felul dânsului de a fi. Alexandru, am întrebat 100 de români. Ce ar putea o femeie să găsească atrăgător la Robin Hood? Costumația. Costumația. Adevărul e că aș vrea să fiu mai specific. Pălăria, ciubote, pălărie. Prin picioare. Pălăria. Ce mai avea el prin picioare? Papuci. Să vedem ce spun românii. Foarte bine! Foarte bine! Marina, am întrebat 100 de români. Ce ar putea o femeie să găsească atrăgător la Robin Hood? Inteligența. Inteligența. Să vedem ce spun românii. Nu! Istrate. Adi. Mihai. Generozitate. Daniela. Părul. Nu? Te grăbi. Ce ar putea o femeie să găsească atrăgător la Robin Hood? Generozitatea. Generozitatea. Asta făcea el, dădea lucruri. Lua, în primul rând. Lua și dădea săracilor. Da. Deci era foarte lua de la bogați. Foarte bine făcea. Și dădea la săraci. Da. Și asta e sexy rău. Pe mine, sincer, m-ar atrage asta, da. Te-ar atrage, nu? Da. Cred că am avea și noi nevoie de câteva mii de Robin Hoods. Milioane. Hai să vedem. Haide, nu mă uit. Ce spun românii? Iată, generozitatea și câștigă familia Istrate această rundă. Wow! Foarte bine jucat! Iar voi ați muncit atât de bine la runda asta, atât de bine ați muncit. Ați avut idei, ați descoperit cele mai importante răspunsuri. Hai să vedem ce răspunsuri nu ați ghicit. Pantaloni murați. Întrebarea a șasea. Punctele au valoare triplă. Daniela versus Marina. Lângă pătrățel, mulțumesc. Haideți să vedem câte răspunsuri avem la această întrebare. 7 răspunsuri. Am întrebat 100 de români. Ce v-ar deranja foarte tare dacă vi s-ar fura? Verigheta. Verigheta. Să vedem ce spun românii. Bijuteriile. Foarte bine. Marina. Banii. Banii. Să vedem ce spun românii.
Foarte bine, Marina. Jucați sau pasați? O pasăm. O pasați. Hai să jucăm, Daniela. Mihai, am întrebat 100 de români. Ce v-ar deranja foarte tare dacă vi s-ar fura? Telefonul. Telefonul, foarte bine. Adi, am întrebat 100 de români. Ce v-ar deranja foarte tare dacă vi s-ar fura? Portofelul. Portofelul. Te gândești la... Acte. Acte. Da. Să vedem ce spun românii. Actele, foarte bine, Adi. Alexa, am întrebat 100 de români. Ce v-ar deranja foarte tare dacă vi s-ar fura? Mașina. Mașina. Ai o buburuză care ție îți place foarte mult. Mi-o doresc. Ce dorești? Da. Nu! Nu! Nu autoturismul. A, deci furați mașinile. Nu, o să vă rog să nu totuși. Daniela, am întrebat 100 de români. Ce v-ar deranja foarte tare dacă vi s-ar fura? Consoarta. Consoarta. Ce? Bun. Dar fiecare cu... N-am nimic de... Să vedem ce spun românii. Partenerul de viață. Foarte bine, foarte bine. Mihai, o să râzi. Așa. Dar am întrebat 100 de români. Ți-am zis că o să râzi. Ce v-ar deranja foarte tare dacă vi s-ar fura? Mâncarea. Ce mâncarea de la... Ești la muncă, dispare mâncarea din frigider, se întâmplă tot timpul. Se întâmplă. Așa, pe fumist? Da, da. Te duci la... Care? I-am furat-o în pauză, când era la școală, probabil. Am traume. Traume. Da. Mergem pe traume, am înțeles. Da, da. Am înțeles. Spune. Ai suferit? Mihai, hai să vedem dacă ai dreptate, să vedem ce spun românii. Nu! Nu mâncarea! Mămică, fomică. Familia Drăghici, aveți șansa să le furați întrebarea. Adi, am întrebat 100 de români. Ce v-ar deranja foarte tare dacă vi s-ar fura? Bicicleta. Cum așa cu minte, mă? Ce să mai fură? Mi-a furat-o și mie. Din box. Avem cazuri. Din boxă. Bravo. Bravo lor. Deci avem unul din 100. Și v-a deranjat? Normal. Normal. Nu, nu bicicleta! Familia Drăghici are șansa să fure această întrebare și punctele. Elena? Geanta. Alice? Numele. De la da, deci... Cum? Să te se reabiliteze în fața... Să-ți ducă numele. Ah, am înțeles. Am înțeles. Am înțeles unde ajungi. Da, da, da. Ok. Ok. Ești nevinovat, ai făcut ceva și stai plătești nevinovat. Am înțeles ce zici. Marina. La fel, identitatea. Nu te grăbi. Identitatea. Am întrebat 100 de români. Ce v-ar deranja foarte tare dacă vi s-ar fura? Identitatea. Identitatea. La fel ca și prietena mea. Să vedem ce spun românii. Nu! Nu! Doamnelor și domnilor! Familia Drăghici ne-a oferit un show întins pe două sezoane. Am râs cu ei, am răspuns cu ei, ne-am distrat cu ei și le mulțumim foarte mult. Sunteți foarte simpatici. Mulțumim. Și vă mulțumesc fiecare în parte. Mulțumesc frumos. Mersi frumos. Plăcere. Mersi, Alice. Mulțumesc, Elena. Sunteți foarte frumoși. Mulțumim. În schimb, mergem mai departe cu familia Istrate, cu Rimă și cu Stimă! Hai să vedem. Libertatea, nu? Da. Acum ai idei. Da. Acum ești creativă. Da. Ești exhaustivă, ai chestii de spus. Da. Să vedem, doamnelor și domnilor, răspunsul cu numărul 6. Dar noapte nu intră și... De când mâncarea, mai bine cardul. Sunt de acord. Exact. Poți fi cardul de sănătate. Și răspunsul cu numărul 4. Geanta. Laptopul sau computerul. Bravo.
Acestea fiind spuse, eu vă spun că mai aveți o bătălie în această seară. Runda Fulger. Puteți juca pentru a câștiga premiul ediției 2500 de lei. Luăm acum o pauză scurtă și ne întoarcem cu familia Istrate, care tocmai ce intră în luptă. Am revenit, doamnelor și domnilor, cu familia Istrate. Cei foarte convinși că vor lua în seara asta tot. Vor să ia și premiul ediției 2500 de lei. La runda Fulger. Sunteți gata? Da. Aveți de făcut 200 de puncte. Doi dintre voi să vină alături de mine. You gotta party like it's your birthday. Mihai și Daniela. Dragii mei. Aveți de răspuns la 5 întrebări, pe rând. Primul și al doilea. Eu sunt al doilea. Al doilea. Da. Te rog frumos să mergi în partea cea, așa, acolo e Coca. O să te preia Coca sau Edi, ăla mic cu burtic. Okay, okay. Nu știu către ei. Sunt 5 întrebări la care trebuie să răspunzi în 20 de secunde. Dacă nu știi un răspuns, îmi spui pas, trece mai departe și la sfârșit, dacă mai rămâne timp, eu mă întorc și revin cu acea întrebare la care mi-ai zis pas. Da. Cronometru pornește în momentul în care eu rostesc prima întrebare. Ești ok? Da. Am întrebat 100 de români. Ce face o femeie atât pentru copilul, cât și pentru soțul ei? Gătește foarte bine. Cui vă adresați cu apelativul doamnă sau domnule? Unui funcționar. Ce se poate strica la o bicicletă? Lanțul. Ce pregătesc gospodinele pentru iarnă? Murături. De ce aveți nevoie la intrarea în spital? De buletin. Crezi că ai răspuns cu răspunsurile de pe panou? Să vedem. Hai să vedem. Ce face o femeie atât pentru copilul cât și pentru soțul ei? Mi-a plăcut că nu te-ai grăbit, că te-ai gândit și mi-ai răspuns: gătește foarte bine. Mi-a plăcut foarte mult răspuns. Mulțumesc. Hai să vedem câți au spus ca tine. 51. Foarte bine. Foarte bine. Cui vă adresați cu apelativul doamnă sau domnule? Unui funcționar. Hai să vedem. Doi. Să nu ne uităm. Da. Ce se poate strica la o bicicletă, am întrebat eu. Și tu mi-ai răspuns? Lanțul. Cât s-or fi spus lanțul? Oh. 41. Foarte, foarte bine. Ai jucat excelent. Până aici. Ce pregătesc gospodinele pentru iarnă? Și mi-ai spus? Murături. Murături. Și iar mi-am făcut poftă singur. Să vedem câți au spus ca tine. 33! Da. Ai trecut de 100 de mult, ai 127 de puncte. Și mai ai încă o întrebare. Stai un pic, stai că am citit ultima întrebare. De ce aveți nevoie la intrarea în spital? De buletin, mi-ai spus. Da. Cred că ai zis foarte bine, da, din punctul meu de vedere. Da. Alt răspuns ar fi fost, Doamne ferește, să fii bolnav. Dar nu trebuie neapărat. Nu trebuie. Nu trebuie, da, că poți să mergi la analize. Da. Ia să vedem. Hai. 12 puncte și de aici ai în total 139. Foarte bine. Foarte bine. Bravo. Și vine acum Mișu. Salut, bine ai revenit. Bine v-am găsit. În față puțin. 61, zice ceva? Numărul de puncte pe care l-a mama. Așa puțin încredere ai tu în ea? Nu, dar e primul. Nu mai mănânci cald. Sau, numărul de puncte pe care trebuie să le fac eu ca exact să câștig. Perfect. Exact. Da. Mănânci cald acum?
Ai 25 de secunde pentru a răspunde la cele 5 întrebări. Dacă la un moment dat îmi dai același răspuns pe care l-am primit deja, se va auzi sunetul acesta. Și eu îți voi spune altceva. Tu vei da alt răspuns. Dacă la un moment dat nu știi un răspuns, îmi spui pas, eu trec mai departe. Că n-am încotro. Da. Dar la sfârșit, dacă mai e timp, mă întorc și încerc să-mi dai din nou un răspuns. Ok. Cronometrul se pornește din momentul în care eu termin de rostit prima întrebare. Ești pregătit? Da. Am întrebat 100 de români. Ce face o femeie atât pentru copilul cât și pentru soțul ei? Își dă viața. Cui vă adresați cu apelativul doamnă sau domnule? O profesor. Ce se poate strica la o bicicletă? Lanțul. Altceva? O pedalele. Ce pregătesc gospodinele pentru iarnă? O murături. Altceva? O samale. De ce aveți nevoie la intrarea în spital? O foaie de internare. O halat. Foaie de internare? Nu. Cred că ai nevoie de foaie de internare. Probabil. Da. Dar și dacă arăsesc românia asta. Hai să vedem cum e cu foaia de internare. Să sperăm că e bine. Eu am întrebat ce face o femeie atât pentru copilul cât și pentru soțul ei. Gătește foarte bine. Era răspunsul favorit, dar își dă viața. E răspunsul meu favorit. Ca așa se întâmplă. Ai zis foarte frumos. Hai să vedem câți au mai zis ca tine însă. 6. Din păcate. E bine. E bine. Nu te voi uita. Întotdeauna e loc de mai rău. Cui vă adresați cu apelativul doamnă sau domnule? Și mi-ai zis? Profesor. Profesor. Corect. Câți ori mai fi zis ca tine? Să vedem. Hai să vedem. 14. Răspunsul preferat aici a fost oameni în vârstă. Ah. Ce se poate strica la o bicicletă? Avem deja lanțul? I-am zis pedalele. Apoi mi-ai spus pedalele. Probabil că de fapt era ghidonul, da? Crezi tu? Hai să vedem câți au spus pedalele. 6. Lanțul era răspunsul preferat. Da. Ce pregătesc gospodinele pentru iarnă? Mi-ai zis murături? Apoi șocan. Sarmale. Mi-ai zis sarmale. De ce mi-ai zis sarmale? Pentru că toată lumea face asta de iarnă. Sau mă gândesc în continuare la mâncare. Ești foarte mișto. Să vedem, sarmale. Câți ori fi spus sarmale? 3. Răspunsul preferat a fost murături. Am înțeles. Și acu' e acu'. Pentru că a strâns împreună 168 de puncte. Reușești să-mi dai acum un răspuns de 32 de puncte? Să sperăm. Speranța moare ultima. Normal. Dar și că moare. Nu se întâmplă nimeni nici că moare. Nu? Nu. De ce aveți nevoie la internare, la intrarea în spital? Pijama. Dar eu am zis foaie de internare. Tu mi-ai zis foaie de internare. Știi care a fost răspunsul favorit aici? Sper că nu mâncare. Nu tocmai acum. Ți-e fumică. Nu, nu, nu. Bani. Bani, am înțeles. Da. Din păcate, răspunsul favorit a fost bani. Da, e adevărat. Bani. Din păcate. De bani ai nevoie la internarea în spital. Așa au răspuns românii noștri. Ăsta a fost răspunsul preferat. Câți au mai zis foaie de internare? Nimeni. 4. Mai mult decât mă așteptam. 172 de puncte. Da. Totuși, felicitări, a jucat bine. Din frate, haideți încoace. Dragii mei, a fost un joc foarte bun. Ați reușit să mergeți mai departe. Aveți o șansă în plus să câștigați premiul cel mare. Aplauzele sunt și ale mele. Drăghici, haideți să-mi face, că și voi meritați aplauze. Haideți! Ați jucat foarte bine. Ați fost foarte aproape să câștigați premiul cel mare. Și meritați aplauze. Doamnelor și domnilor, ne vedem mâine seară!